Okay, we are talking about relationships. Vorbim despre relații. And we are speaking about love. Vorbim despre dragoste. Love is. Dragostea este. Being defined as the cross. Cum am definit dragostea? Am definit-o prin cruce. And the cross is dying to selfishness. Și crucea înseamnă moarte față de egoism. And the cross is service. Și crucea înseamnă smerenie. And the cross is humility. Slujire și umilință. And then we are speaking from Romans chapter 12. Am vorbit și din Roman capitolul 12. And we're saying that the problem in the selfishness is lack of humility. Că problema egoismului este lipsa de smerenie. Paul says, I say to every one of you, do not think more highly of yourself than you ought to think. Pavel a spus, spun fiecăruia dintre voi să nu aveți o părere mai înaltă despre voi decât se cuvine. So we ended the last session by saying every problem in every marriage, every family, every church is people thinking more highly of themselves. Și în sesiunea trecută am spus că orice problemă vine din faptul că oamenii în biserică, în familie, peste tot gândesc mai înalt despre ei decât se cuvine. That will always bring bad relationships. Asta va aduce întotdeauna relații dificile sau relații stricate. Also thinking more lowly of yourself than you ought to think. Dar de asemenea să gândești mai jos despre tine decât trebuie să gândești. If you have pride, if you have arrogance or if you have inferiority, it will make it difficult in relationships. Dacă ești în aroganță, dacă ești în mândrie inferioară, toate vor aduce o problemă în relații. So what is the answer? Deci care e răspunsul? The answer is the other half of Romans 12:3. Răspunsul este partea a doua din Romani 12:3. Paul said, "Do not think more highly of yourself." Pavel spune, nu gândi mai înalt despre tine însuți. And we have added, "Do not think more lowly of yourself." Și de asemenea, nu gândi mai jos despre tine însuți. Then he says in the last part of the verse. Și apoi în ultima parte a versetului spune, "But think soberly, having sound judgment." Să aveți o gândire corectă. Gândiți cu mintea clară. So this is a thing called humility. Și asta se numește smerenie. Pride is a wrong concept. Mândria este un concept greșit. And humility is correct concept. Și umilința este un concept corect. Umilința înseamnă adevăr. Not having a wrong concept higher? Să nu ai o evaluare mai înaltă despre tine. Not having a wrong concept lower? Sau evaluare mai josă despre tine. But having sober judgment. Și o evaluare reală. Correct. O evaluare corectă. Accurate. Truth. În adevăr, corectă. You need to think truly about yourself. Trebuie să gândești cu adevărat despre tine însuți. În adevăr high, despre tine însuți. But realistically. Nu prea înalt, nu prea jos, ci realist. And that is humility. Asta înseamnă umilință. Humility means who you really are. Umilință înseamnă să știi cine ești tu cu adevărat. Humility. Așa că gândiți umilință. Gândiți în o evaluare corectă. Now, let me tell you something so simple. Să vă spun altceva atât de simplu. Even on a tired afternoon you can understand. Încât chiar dacă sunteți obosiți după prânz tot înțelegeți. You ready for simple? Sunteți gata pentru ceva simplu? Everybody wants simple? Vreți simplu? Every problem in the world is a relationship problem. Fiecare problemă din lume este o problemă de relații. The biggest part of that problem is pride. Cea mai mare problemă din această problemă este mândria. The answer to pride is humility. Răspunsul la mândrie este smerenie. So the answer to all of the world's needs is humility. Așa că răspunsul la toate nevoile lumii este umilința. We have just solved all the problems in the world. Și acum tocmai am rezolvat toate problemele lumii. Serious. Serios. Let's go through this again. Haideți să parcurgem încă o dată. Every problem in the world is a problem of? Fiecare problemă din lume este o problemă de relație. Relationship. The biggest part of that problem is pride. Cea mai mare parte a acestei probleme este mândria. The answer to pride is humility. Răspunsul mândriei este umilința. So if you are in humility, așa că dacă tu ești în umilință, and I'm in humility, și eu sunt în umilință, it is impossible for us not to get along. Este imposibil ca noi să nu ne înțelegem. Too simple? E prea simplu? Let's think again. Haideți să gândim încă o dată. Every problem in the world is relationship. Toate problemele lumii sunt o problemă de relații. Cea mai mare problemă este pride este mândria și răspunsul este so umilința. If you are functioning in humility now, așa că dacă tu umbli în umilință cu mine, if I'm functioning in humility now, dacă eu umblu în umilință acum, we will have a good relationship. Înseamnă că vom avea o relație bună.
That's how easy relationship is. Atât de ușor este să ne relaționăm. So, if you are not in good relationship with any person on this planet right now, dacă tu nu ești în relații bune cu nicio persoană de pe pământul ăsta, what do you know? Ce știi? Somebody's proud. Că cineva este umblă în mândrie. And it's them. Și este ei, cealaltă persoană. Is that right? E adevărat? Yeah, it's them. Da, da. It's my mother. E mama. See how simple that is? Vedeți cât e de simplu? Every problem in the world is in one category. Toate problemele lumii sunt sumarizate într-o singură categorie, relații. Lack of love. Lipsa de dragoste. Selfishness. Egoism. The biggest part of that is pride. Cea mai mare parte thinking more highly of yourself than you ought to think. Este mândria că the answer to pride is humility. Și răspunsul este umilința. So you want good relationship? Dacă vrei relații bune, just have humility. Umblă în umilință. And good relationship is automatic. Și relațiile bune vor curge. Write this in your notes. Scrieți în caiete. My relationship, relațiile mele, with anybody, cu toată lumea, is only one step of humility away. Sunt doar la un pas de smerenie. My relationship, relațiile mele, with anybody, cu toată lumea, or any group, sau cu orice grup de oameni, is orice one om, step of humility away. Sunt doar la un pas de umilință, de smerenie. That's how close it is. Atâta este de aproape de noi. One step. Un pas. Of humility. Un pas de umilință. You know, you look at some of your bad relationships and it seems so impossible. Vă uitați la relațiile voastre rele sau relațiile în care vă luptați și pare atât de imposibil. They're so hurt. Sunt atâtea răni. They hate me so much. Mă urăsc atât de mult. One step. Dar ești la un pas. Humility. Umilință. And relationships can be și relațiile pot să fie rezolvate. Write this down. Scrieți. Unity, unitatea, is simply corporate humility. Este o umilință. Corporate means all involved. O umilință din partea fiecăruia. Unity, unitatea, is simply corporate humility. Este umilință din partea fiecăruia. Unity is simple. Unitatea este simplă. I'm not saying easy. Nu spun că este ușoară. But it's simple in concept. Este simplă în înțeles. You want unity in a marriage? Vreți unitate în căsnicie? Two humble people. Trebuie să fie doi oameni smeriți. You want unity in the family? Unitate în familie? Humble people. Oameni smeriți. You want unity in your church? Unitate în biserică? All have humble people. Toți trebuie să fie oameni smeriți. You want unity between the churches in the city? Unitate între bisericile din oraș? Have humble churches. Să fie biserici and all Christians are supposed to be humble. Toți creștinii trebuie să fie umiliți. That's why Jesus said, if you want to follow me, you must take up your cross. De aceea Iisus a spus, dacă vrei să mă urmezi, ia crucea după tine. What is taking up your cross? Ce înseamnă să iei crucea? Humble yourself. Să te smerești. And if you humble yourself, și dacă te smerești, you will have a good relationship. Vei avea relație bună. So, good relationship is one step away. Deci relațiile bune sunt la un pas departare. Unity is simply corporate humility. Și unitatea este smerenie la nivel de grup. Now, if this seems too simple to you. Dacă pare prea simplu pentru voi. And you say, like some have said, oh, Dean Sherman makes two simple solutions to life's complex problems. Și cineva a spus, da, Dean Sherman dă niște soluții atât de simple la probleme atât de majore. Life is more complex than that. Viața e mult mai complexă decât atât. And Dean Sherman is too simplistic. Și Dean Sherman vorbește prea simplu. Well, let's see about God. Haideți să ne uităm un pic la Dumnezeu. How many of you think God is very smart? Câți credeți că Dumnezeu este foarte deștept? Is God smart? E deștept Dumnezeu? So God looks down at the world. Deci Dumnezeu se uită la lume. He sees all the complex problems. Și vede toate problemele complexe ale lumii. The war, the racism, the hate. Ură, rasism, război. The starvation. Foamete. The immorality. Imoralitate. All of the problems. Toate problemele. He looks down. Se uită în so jos. So many problems. Sunt așa multe so probleme. So complex. Atât de complexe and sunt. And into his all-wise mind comes an idea. Și în mintea lui înțeleaptă intră o idee. What was that idea? Care a fost ideea? The cross. Crucea. What's the cross? Ce este crucea? The greatest act of humility in history. Cel mai mare act al smereniei în istorie. So the teaching agrees with God. Așa că învățătura este de acord cu Dumnezeu.
God loves you. Dumnezeu te iubește. And he wants to give you simple solutions. Și vrea să-ți dea soluții simple. So that you have hope that you can change society. Ca să ai speranță că poți să schimbi societatea. So that you have hope that relationships can be put back together. Ca să ai speranță că relațiile pot să fie închegate. Because if every problem in the world is a relationship problem. Pentru că dacă fiecare problemă din lume este o problemă de relații. And the church can't help put relationships back together, we have nothing to say to the world. Și dacă biserica nu poate să închege relații cu oamenii, înseamnă că n-avem ce căuta în lumea asta. And that's why hundreds of people, millions of people in the world are not listening to the church. De aceea sunt sute și milioane de oameni care nici măcar nu mai ascultă la biserică. They don't care about us. Nu le pasă de noi. But if we start having answers for the problems. Dar dacă noi începem să le dăm răspunsuri la oameni la problemele lor. God in his wisdom has given us those answers. Și Dumnezeu în înțelepciunea lui ne-a dat răspunsuri. Relationship is the cross. Relaționarea este prin cruce. Do the cross. Prin cruce. And you will be loving people. Trăiți crucea și veți câștiga mulți oameni. And the cross is și crucea death to este self, moarte față de sine. Serving. Slujire. And humility. Și umilință. Definition number two. Definiția numărul 2. To love. Pentru dragoste. What is love? Ce este dragostea? Number two is the truth. Este adevărul. You want good relationship? Vreți relații bune? Do the truth. Trăiți în adevăr. You want to love somebody? Vreți să iubiți pe cineva? Be committed to truth. Fiți dedicați adevărului. The world says. Lumea spune. That love does not need truth. Că dragostea nu are nevoie de adevăr. They say love. Ei spun dragostea. Is agreeing with everybody's idea of truth. Este să fii de acord cu ideea tuturor oamenilor despre adevăr. That's the world. Asta este lumea. That's the world's idea of truth. Este ideea lumii despre adevăr. That you must agree with everybody's idea of truth. Că trebuie să fii de acord cu ideea fiecărui om despre adevăr. You have your truth, you have your truth. Tu ai adevărul tău, tu pe al tău, tu pe al tău. Your reality. Pe al tău. But Christianity says. Dar creștinismul spune. Truth is absolute. Adevărul este absolut. Truth is not your truth or my truth, it is God's truth. Adevărul nu este al tău sau al meu, este al lui Dumnezeu. 2 plus 2 equals 4 is truth. 2 cu 2 fac 4. For all cultures. Pentru toate culturile. For all generations. Pentru toate generațiile. Because truth is absolute. Pentru că adevărul este absolut. Truth is universal. Este universal. And truth comes from the creator of truth. Și adevărul vine de la creatorul adevărului. So if I cannot love you if I'm not committed to truth. Și nu te pot iubi dacă nu sunt dedicat adevărului. That's why when I'm living outside of truth I'm never loving you. De aceea atunci când trăiesc în afara adevărului de fapt nu te iubesc. The world says this. Lumea spune așa. Write world after this. Scrieți lumea. They say truth is defined by love. Ei spun că adevărul este definit prin dragoste. That's what the world says. Așa spune lumea. It's not what God says. Dar nu spune Dumnezeu la fel. Truth is defined by love. Adevărul este definit prin dragoste. Let me illustrate. Să vă ilustrez ceva. This is what the world says. Iată ce spune lumea. They say see those two people right there? Vezi acei oameni de acolo? How can you say that's wrong? Acei doi oameni, cum poți să zici they love each other. Ei greșesc, ei se iubesc. So if they love each other, așa că dacă se iubesc, it makes it okay. E ok. Makes it truth. Face adevăr ceea ce fac ei. No. Nu. It doesn't make it okay. Nu este ok. Love does not make truth. Dragostea nu face adevăr. So what does God say? Deci ce spune Dumnezeu? God says. Dumnezeu spune. Love is defined by what is true. Dragostea este definită de ce este adevărat. Love is defined by what is true. Dragostea este definită de ce este adevăr. I do not love you if I'm not doing the truth. Eu nu te iubesc dacă nu-ți dau adevăr. Let me give you some pictures. Să vă dau câteva imagini. Suppose I came to this seminar today. Să presupunem că vin astăzi la seminarul ăsta. And I stood in the front and I cried. Și stau în fața voastră și plâng. I love all you people. Vă iubesc pe toți. You Romanian people, I really love you. Voi românilor, vă iubesc cu toată inima. God has given me such a heart for you. Dumnezeu mi-a dat o inimă pentru voi. Some of you would go out and vomit. Unul din voi ați ieșit afară să vomați. But others of you would say, "Oh, Dean Sherman really loves us." Dar alții din voi ați pleca și ați spune, Dean Sherman chiar ne iubește. You can tell he speaks from his heart. Poți să spui că vorbește de la inimă. He was even crying and everything. Și plângea în timp ce vorbea. So you think I really love you. Și voi gândiți că vă iubesc. And then you start investigating Dean Sherman. Și după aceea începeți să-l puneți la încercare pe Dean Sherman. And you find every night I'm in Cluj.
Și găsiți că în fiecare noapte în care sunt în Cluj, I'm living in a hotel with a woman who's not my wife. Eu stau în hotel cu o femeie care nu e soția mea. That while you're in the seminar, în timp ce sunteți voi la seminar, I've hired some people to break into where you live and steal all your belongings and sell the things and give it to me. Eu fac pe niște oameni să meargă unde locuiți voi, să vă fure toate lucrurile, să le vândă și să mi le dea mie. Now what do you think of, what do you think of my tears now? Și acum ce mai credeți despre lacrimile mele? He doesn't love anybody. Nu iubește pe nimeni. He's a hypocrite. E un ipocrit. He's a phony. E un așa. He's a shallow American. E un american din ăsta așa de suprafață. Why? De ce? You know I don't love you. Voi știți că nu vă iubesc. Even though I cry and I say I love you. Chiar dacă plâng și spun că vă iubesc. Because I'm not doing truth. Pentru că nu trăiesc în adevăr. Another picture. O altă imagine. I'm full of lust. Sunt plin de pofte. I'm angry all the time. Sunt mânios tot timpul. I'm a little violent. I'm what? Violent. Sunt violent. I lie a lot. Mint mult. Everything I say is a lie. Tot ceea ce spun este minciună. I'm jealous. Sunt gelos. Envious. Și rebellious. Invidios și răzvrătit. Unteachable. Sunt învățabil. I'm always right. Sunt întotdeauna am dreptate. Want to go out? Vrei să fii cu mine la întâlnire? Want to be my friend? Vrei să fii prietenul meu? Want to get close to me? Vrei să fii aproape de mine? You say no, please. Spui nu, te rog. Stay away. Stai, du-te. Why am I so hard to relate to? De ce este atât de greu să te relaționezi mie? Because I don't have truth in my life. Pentru că nu am adevăr în viața mea. I have value. Am valoare. I'm a human being. Sunt o ființă umană. But you say stay away from me. Dar tu spui du-te de la mine. It's hard to be my friend. Este greu să fii prieten cu mine. It's hard to be married to me. Este greu să fii căsătorit cu mine. It's hard to live in a community with me. Este greu să trăiești în aceeași comunitate cu mine. It's hard to go to church with me. Este greu să mergi la biserică cu mine. Why? De ce? Because I'm not committed to truth. Pentru că nu sunt dedicat adevărului. So if I'm not committed to truth, dacă eu nu sunt dedicat adevărului, I'm not loving you. Nu vă iubesc pe voi. Even if I have feelings, chiar dacă am sentimente, even if I cry, chiar dacă plâng, I'm not loving you. Dar nu vă iubesc. Even if I'm married to you, chiar dacă m-aș căsători cu voi, I'm not loving you if I'm not doing the truth. Nu te iubesc dacă nu trăiesc în adevăr. How many times in stories? De câte ori în povestiri? Or in movies? Sau în filme? Or in television? Sau în televizor? Or in books? În televiziune sau în cărți? You hear someone say? Auziți pe cineva spunând? I thought you loved me. Am crezut că mă iubești. All this time you said you love me. Dar tot timpul mi-ai spus că mă iubești. And now I find out. Și acum aflu the truth. Adevărul. You have this other woman. Că ai pe altă femeie. I found out. Și am aflat. You've been living a lie. Că ai trăit într-o minciună. You don't love me. Nu mă iubești. Yes, I love you. Da, te iubesc. No, you don't love me. Nu mă iubești. Because if you love me, you wouldn't do that. Dacă m-ai iubi, n-ai face asta. See, even the world knows. Vedeți, chiar lumea știe. That I'm not loving you unless I'm doing the truth. Că nu te iubesc decât dacă trăiesc adevărul. How to have a good relationship? Deci cum poți să ai o relație bună? Do the truth. Trăiți adevărul. Be committed to truth. Fiți dedicați adevărului. Now, does that mean you're going to be perfect? Asta înseamnă că vei fi perfect? No. Nu. It's already too late for that. Deja este prea târziu. Right? E adevărat? Already too late for you to be perfect? Deja e prea târziu pentru voi să fiți perfect? Say yes. Spuneți da. Humble yourself. Smeriți-vă. So what does it mean in the Bible when it says be perfect? Ce înseamnă când Biblia spune fi perfect? It can't mean sinless because it's already too late for that. Nu poate să însemne fi fără păcat pentru că deja e prea târziu. So why does the Bible say be perfect? De ce spune Biblia fi perfect? Write this down. Sau fi fără prihană, cum spune în traducerea noastră. Being perfect. A fi fără prihană, a fi perfect. Means being committed to truth. Înseamnă să fii dedicat adevărului. So that when you don't do it, you say sorry. Atunci când nu o faci, să spui îmi pare rău. Being perfect means to be committed to truth. Să fii perfect sau să fii fără prihană înseamnă să fii dedicat adevărului. So that when you don't do it, ca atunci când nu o faci, you say sorry. Să spui îmi pare rău. Be committed to truth. Fii dedicat adevărului. So that when you don't do it, că atunci când nu o faci, you say sorry. Să spui îmi pare rău. See, if I come to this lady, dacă eu vin la domnișoara asta, and I say I'm sorry, și spun îmi pare rău, the way I talked to you before the meeting, cum am vorbit cu tine înainte,
that was not the good way to talk to you. Nu a fost bine cum a vorbit cu tine. Now, she can trust me. Ea poate să aibă încredere în mine. Because she knows that I'm committed to truth. Pentru că ea știe că eu sunt dedicat să trăiesc în adevăr. Meaning I will admit I'm wrong. Ceea ce înseamnă că eu recunosc că am greșit. But if you have a relationship, dar dacă tu ai o relație, and you will never admit you're wrong, și nu recunoști niciodată că ai greșit, the other person is going to feel constantly like you are not loving them. Cealaltă persoană tot timpul va simți că tu nu o iubești. But if you will say, I'm sorry for what I said, dacă tu spui, îmi pare rău pentru ce am spus, I'm sorry for what I did, îmi pare rău de ce am făcut, that's not the way to treat you, nu așa trebuie să mă port cu tine. Then they can trust you. Atunci ei pot să îți acorde încredere. Not because you're perfect, nu pentru că ești perfect, but because you're committed to truth. Dar pentru că ești dedicat adevărului. So, you love, iubești, by doing the truth. Trăind în adevăr. You love by doing the truth. Iubești trăind în adevăr. I have some friends. Am câțiva prieteni. A married couple. Un cuplu căsătorit. They are now divorced. Acum au divorțat. This couple were in ministry together. Acest cuplu, soț și soție, au fost în lucrare împreună. They had a very effective ministry. Au avut o lucrare de mare putere. The husband and the wife had a very, very effective ministry. Soțul și soția au fost într-o lucrare foarte eficientă. They had many people following them. Mulți oameni i-au urmat. Working with them. Au lucrat cu ei. Their ministry was international. Au lucrat într-o lucrare internațională. And they had been married for 20 years. Și erau căsătoriți de 20 de ani. And they had three beautiful children. Au avut trei copii frumoși. One day the wife went to the doctor. Într-o zi soția s-a dus la doctor. And the doctor was examining her. Și doctorul o examina. And he said, "Where did you get those bruises on your body?" Și a spus, "Dar de unde ai vânătăile astea pe corp?" She said, "Oh, I fell down the stairs." Și a spus, "Oh, am căzut pe scări." The doctor said, și doctorul a spus, "I've been a doctor for many years." Sunt doctor de mulți ani. "And you don't have to tell me anything you don't want to tell me." Și nu trebuie să-mi spui nimic din ce nu vrei să-mi spui. You did not get those marks from falling down the stairs. Dar eu știu că tu nu ai vânătăile alea pentru că tu ai căzut pe scări. And I know where you got the marks. Eu știu de unde ai vânătăile alea. Because I've been a doctor long enough to know where you got those bruises. Pentru că sunt doctor de câțiva ani și știu de unde ai tu vânătăile alea. You don't have to tell me anything. Nu trebuie să-mi spui nimic. But I only have one more thing to say to you. Dar mai vreau să-ți spun un lucru. I have never seen a body with those bruises on it that was still alive. N-am văzut un trup care să aibă vânătăi ca tine și totuși să fie în viață. As a doctor, you should be dead. Ca și doctor, îți spun că tu ar trebui să fii moartă. It frightened her so bad. A speriat-o atât de rău. She decided to share with some people. Și a decis să împărtășească cu alți oameni. That her husband, că soțul ei, who was very successful in ministry, care în lucrare a avut succes, had been hitting her for 20 years of marriage. O bătea timp de 20 de ani. And now, și acum, she's been told by the doctor, you should be dead. De doctor, doctorul i-a spus, tu ai fi trebuit să fii moartă. Every time this husband did this, de câte ori soțul o bătea, he would say, I'm so sorry. El spunea, îmi pare așa de rău. And this doesn't mean I don't love you. Și asta nu înseamnă că nu te iubesc. And she would always say, și ea tot timpul spunea, yes, I know you love me. Da, știu că mă iubești. Now she's heard from the doctor, you should be dead. Dar acum, după ce a auzit de la doctor că în condiția ta tu ar trebui să fii moartă, so the next time he says, data viitoare, this doesn't mean I don't love you. Când s-a întâmplat din nou acest, când I do love you. A primit din nou bătaie și soțul i-a spus, asta nu înseamnă că she te iubesc. Looked at him straight in the eye, ea s-a uitat direct în ochii and lui she said, that's exactly what it means. Și ea i-a spus, este exact ceea ce înseamnă ce spui. You don't love me. Nu mă iubești. Yes, I do. No, și l-a spus, da, te iubesc. Yes, I do. Și ea a no. spus, nu. I-a spus, da. I-a spus, nu. You see, Greek thinking, vedeți, gândirea greacă, Western thinking, gândirea vestică, thinks we can be loving when we're not actually and practically loving. Crede că noi iubim atunci când prin faptele noastre și prin ceea ce suntem nu iubim. But the New Testament corrects Greek thinking. Dar Noul Testament trage la socoteală sau corectează gândirea greacă. Go back to 1 John chapter 3. Haideți să ne uităm la 1 Ioan capitolul 3. 1 John chapter 3. 1 Ioan 3. And verse 16. Versetul 16.
This is what we're working from now. Studiem acest verset. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. That's the definition of love. Asta now, este definiția dragostei. Now listen to John correct Greek thinking. Ascultați pe Ioan corectând gândirea greacă. In verse 17 and 18. Versetul 17 și 18. If anyone has material possessions and sees his brother in need but does not pity him, how can the love of God be in that person? Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Greek thinking. Gândirea greacă says I can love you without doing anything. Spune pot să te iubesc fără să fac ceva. It's just a thought and a feeling. Este doar un gând sau un sentiment. Hebrew thinking. Gândirea ebraică says I'm not loving you. Spune nu te iubesc unless I'm doing something that shows my love. Decât dacă fac ceva care să arate dragostea mea. So the man could hit his wife. Un bărbat poate să își lovească soția. This doesn't mean I don't love you. Și să spună asta nu înseamnă că nu te iubesc. But in this passage it says you're not loving unless you are practically and actually doing the loving thing. Dar pasajul ăsta spune tu nu iubești dacă nu arăți dragostea prin faptele tale, prin cine ești, ceea ce faci. Versetul 18. Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. We have so many people who love in word only. Sunt așa mulți oameni care iubesc doar cu vorba. But I'm not really loving you. Dar nu te iubesc cu adevărat. Unless my actions love you. Decât dacă prin faptele mele te iubesc pe tine. And the word truth here means in reality. Și cuvântul adevăr aici înseamnă în realitate. Am I loving you in reality? Te iubesc în realitate? Or am I just saying I love you? Sau spun doar te iubesc? I counsel married couples. Consiliez cupluri căsătorite. And the wife says. Și soția spune. Sometimes I'm not sure he loves me. Uneori nu sunt sigură că mă iubește. And he said, "Of course I love you." Și el spune, da, sigur că te iubesc. I told you that. Ți-am spus că te iubesc. Yes, but I can't tell. Da, dar nu pot să văd. We have Greek thinking and Hebrew thinking. Avem și gândire greacă și gândire ebraică. He thinks you should know I love you. El spune, dar tu ar trebui să te iubești, să știi că te iubesc. Ar trebui să știi. But she's saying. Dar ea spune. How do I know? Dar de unde să știu? Unless you do love. Decât dacă faci ceva. Love not with word only, but in actions and in truth, reality. Deci să iubești nu doar cu vorba, ci cu fapta și adevărul. I'm not loving you unless I'm actually loving you. Nu te iubesc decât dacă te iubesc. Love in action and in reality. Deci dragoste în acțiune, în realitate. That's what we need in our society. De asta avem nevoie în societatea noastră. We are pretending. Noi pretindem. That's what Jesus called hypocrite. De asta Iisus ne-a numit ipocriți. He said you're acting. El a spus vă prefaceți. Hypocrite in Greek language was actor. Deci cuvântul ipocrit în limba greacă era juca teatru. So the Bible says love from a pure heart. Și Biblia spune iubește dintr-o inimă curată. Don't pretend. Nu te preface. Really love me. Iubește-mă cu adevărat. But we love to say in Christianity. În creștinism ne place să spunem. My thoughts are with you. Oh, gândurile mele sunt cu tine. God bless you, sister. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. But that's not loving me. Dar asta nu înseamnă că mă iubești. Give me some money. Dă-mi niște bani. Help me. Ajută-mă. Give me a ride. Du-mă cu mașina. Encourage me. Încurajează-mă. Do something. Fă ceva. None of this. God bless you. Lasă-mă cu Dumnezeu să te binecuvinteze. Our thoughts and prayers are with you. Gândurile și rugăciunile noastre sunt cu voi. That's what the Americans do.
Așa zic americanii. So how do you love? Deci cum iubești? Practical. Practic. Truth. Adevăr. Reality. Realitate. Live in the truth. A trăi în adevăr. Definition number 3. Definiția numărul 3. Love means to choose what is highest and what is best. Dragostea înseamnă să alegi ceea ce este cel mai înalt și cel mai bun. The words for love in the Bible. Cuvântul dragoste în Biblie. Come from the idea of the highest ethic. Vine de la ideea de etică înaltă. The principle. Principiul cel mai înalt. The best thing. Cel mai bun lucru. We often say. Deseori spunem. I live by principle. Trăiesc pe principiu. That man is a very principled man. Bărbatul ăla este un om de principii. He has good character. Are un caracter bun. He always does the right thing. Întotdeauna face ce este cel mai bine. You can trust him. Poți să ai încredere în el. Because he always does it right. Pentru că întotdeauna face ce este he mai bine. He lives by principle. El trăiește, este un om de principii. Well, that's the whole idea of the Bible words for love. Asta este ideea Bibliei când vorbește despre dragoste. So love is choosing what is the highest and best. Deci dragoste înseamnă să alegi ce este cel mai bun sau cel mai înalt. Now I want to say three things about this definition. Vreau să spun trei lucruri despre această definiție. Number one. Numărul 1. Love is a choice. Dragostea este o alegere. More than it's a feeling. Mai mult decât un sentiment. Love is a choice. Dragostea este o alegere. More than it's a feeling. Mai mult decât un sentiment. I'm not saying that feelings are not included. Nu spun că sentimentele nu sunt incluse. Tomorrow we will talk about feelings love. Pentru că mâine vom vorbi despre dragostea bazată pe sentimente. Because feelings are not your flesh. Pentru că sentimentele nu sunt firea ta. Feelings are a wonderful gift from God. Sentimentele sunt un dar minunat de la Dumnezeu. I have feelings for my wife. Eu am sentimente pentru soția mea. I have feelings for you. Am sentimente pentru voi. I love you. Vă iubesc. I like being here. Îmi place să fiu aici. You are wonderful people. Sunteți oameni minunați. So feelings are not my flesh. Deci sentimentele nu sunt firea mea. A lot of preachers tell you don't go by feelings. Și mulți predicatori vă spun nu, deci nu merge pe sentimentele tale, dar eu mă bucur că am sentimente. Thank God we're bringing feelings back into church. Slavă Domnului că aduce sentimentele înapoi în biserică. So that I can have feelings for God. Ca să pot să am sentimente pentru Dumnezeu. Because he has feelings for me. Pentru că el are sentimente pentru mine. Amen. Amin. Was Jesus God? A fost Isus Dumnezeu? Did he have feelings? A avut sentimente? So God has feelings. Așa că Dumnezeu are sentimente. But love is a choice. Dragostea este o alegere. More than a feeling. Mai mult, dragostea este o alegere mai mult decât sentimente. And in today's world, și în lumea de astăzi, we have turned to serve only feelings type love. Ne-am întors și slujim dragostei bazate doar pe sentimente. I counsel people all the time. Consiliez oameni tot timpul. Who say? Care spun? I just have no feelings for you. Dar n-am sentimente pentru tine. I'm married to you. Sunt căsătorit cu tine. But the feelings are gone. Dar sentimentele au plecat. This marriage is over. Așa că s-a terminat căsnicia. Because I just have no feelings. Pentru că nu am sentimente pentru tine. That's serving feelings love only. Asta înseamnă să slujești o dragoste bazată pe sentimente doar. In my culture. Dar în cultura mea, traditional wedding vows say, când spui jurămintele de căsătorie, I commit to you as long as we both shall live. Deci mă dedic ție pentru toată viața, pentru tot restul vieții. And now they are changing it. Pentru tot restul vieții noastre. Și to acum say, se schimbă jurământul ăsta. I'm committed to you as long as we both shall love. Și spun, sunt dedicat ție atâta timp cât iubim amândoi. In other words, cu alte cuvinte, when I stop having feelings for you, când eu nu mai am sentimente pentru tine, this is over. S-a terminat. That's not truth. Asta nu e adevăr. That's not commitment. Nu înseamnă dedicare. That's not love. Asta nu înseamnă dragoste. That's insecurity. Este nesiguranță. When my children were small, când copiii mei au fost mai mici, I went to this amusement park with them. Am fost la un parc de distracție cu ei. And they had just made a new ride in the amusement park called the Viper. Au adus un trenuleț din asta numit Vipera. So my children came running to me. Și copiii au venit la mine. And they said, "Oh please, oh please, oh please, can we go on the Viper?" Și a spus, "Te rog, te rog, te rog, lasă-mă să merg pe Vipera." So I went to that place. Și m-am dus acolo. And there was a sign. Și era un anunț. Warning.
o avertizare. Please remove your glasses. Dă-ți ochelarii jos. Please remove things from your pockets. Scoateți lucrurile din buzunare. If you have a bad heart, dacă suferi de inimă, don't go on this ride. Nu merge cu trenulețul ăsta. If you have a bad back, dacă ai probleme cu spatele, don't go on this ride. Nu merge pe cu trenulețul ăsta. If you have bad breath, dacă îți miroase gura. No, I didn't say that. Nu, n-am zis. I should have known there that I should not go on this ride. Ar fi trebuit să știu de atunci că nu era locul meu în trenuleț. But my children were begging me. Dar copiii mei m-au implorat. And because I travel a lot, I said, oh, okay. Și pentru că eu călătoresc foarte mult, am spus. We sat down. Ne-am așezat în trenuleț. And they put four big pipes across us, that big around. Și au pus trei bare în jurul meu. Big pipes. În jurul nostru. Bare mari, groase. Why do we need all these pipes? Și m-am gândit, dar de ce ne trebuie atâtea țevi în jur? Then I found out. După aceea am aflat. It made the seat belt on the airplane look really silly. Pentru că și după ce am văzut toate barele astea în jurul meu, m-am gândit la centura de siguranță din avion că e o prostie față de toate barele alea. Because what happens on the Viper? Pentru că ce se întâmplă pe Viper? Is it goes up really high. Merge sus foarte rapid. And then it dives straight down. Și după aceea vine jos dintr-o dată. And goes over and around and upside down. Și merge așa. At a high rate of speed. Foarte rapid. And I'm hanging on with everything that can hang on. Și eu stau acolo cât de, mă țin cât de tare pot. And my children have their hands in the air. Și copiii mei sunt cu mâinile în aer. Children are crazy. Copiii sunt prostuți. Now, I am a happily married man. Sunt un bărbat căsătorit fericit. I have been married to the same Australian woman for 31 years. Sunt căsătorit de 30 de ani cu aceeași australiancă. And I have more feelings for that woman today than I had 31 years ago. Și am mai multe sentimente pentru soția mea astăzi decât am avut acum 30 de ani. Our relationship is stronger. Relația noastră e mai puternică. But I must confess to you today. Dar trebuie să vă mărturisesc astăzi. And humble myself publicly. Și să mă smeresc public. To tell you să vă spun that I have never had any feelings, că n-am avut niciodată sentimente or any experiences sau orice experiențe with my wife cu soția mea like I had with the Viper on that day. Așa că m-am avut cu Viper în ziua aceea. So if that is love, dacă să fii pe Viper înseamnă dragoste, I am married eternally to the Viper. Înseamnă că sunt căsătorit pentru veșnicie cu Vipera. Now I'm sorry to have to tell you that story. Îmi pare rău că trebuie să vă spun acea povestire. But there are professors at our local university. Dar sunt profesori la universitate unde sunt eu. Who will try to teach you? Sau la universități care încearcă să vă învețe că dragostea este doar. And in my dictionary. Și în dicționarul meu. It defines that as hyperventilation. Este tradus ca ventilație înaltă. And yet, that's what the world tells us is love. Și de fapt asta ne spune lumea că înseamnă dragoste. So love is a choice. Deci dragostea este o alegere. And if I wake up tomorrow morning, și dacă mă trezesc dimineață, and I have no feelings for my wife, și n-am sentimente pentru soția mea, I'm still going to go home. O să mă duc acasă, oricum. Because love is a choice. Pentru că dragostea este o alegere. And if you choose, și dacă alegi, your feelings will come back. Sentimentele vor veni înapoi. For Jesus. For Jesus. Pentru Isus. For your friends. Pentru prietenii tăi. And for your responsibilities. Și pentru responsabilitățile tale. Love is a choice. Dragostea before it's a feeling. Este o alegere înainte să fie un sentiment. The second thing I want to say about this definition. Al doilea lucru care vreau să spun despre această definiție. Choosing highest and best means. Să alegi ce este cel mai înalt sau ce este cel mai bun. That you must choose to love in the other person's concept of love. Înseamnă că vei alege să iubești în ce înseamnă dragostea pentru cealaltă persoană. If it's not love to the other person, dacă ceea ce faci tu nu înseamnă dragoste pentru cealaltă persoană, then it's not love.
atunci nu este dragoste. So you have to love in the other person's eyes. Deci trebuie să iubești în limbajul celelalte persoane sau în privirea celorlalte persoane. Trebuie să afli ce cred ei că înseamnă dragostea. Because it can't just be love to you. Pentru că nu trebuie să fie doar dragoste pentru tine. It has to be love to them. Trebuie să însemne dragoste și pentru That's ei. That's choosing highest and best. Asta înseamnă să alegi ce este cel mai înalt și cel mai bun. If I go home to my wife, dacă eu mă duc acasă la soția mea, and I say, I love you so much. Și spun te iubesc atât de mult. I bought you tickets to the football match. Ți-am cumpărat bilete pentru fotbal. That would not be love. Asta n-ar însemna dragoste. Because my wife doesn't like football. Pentru că soției mele nu-i place fotbal. Matter of fact, she doesn't want me watching football. De fapt, nu-i place nici că mă uit eu la fotbal. Which makes me kind of bitter. Ceea ce îmi dă multă amărăciune. No, I'm just kidding. Oh, nu, glumesc. I go home. Merg acasă. And I say I love you. Și spun te iubesc. But we won't have no flowers in this house. Dar în casa asta nu avem flori. Nu vom avea flori. I hate flowers. Urăsc florile. And we're not having flowers in this house. Și nu o să avem flori în casa asta. Then I'm not loving her. Atunci nu iubesc. Because love is only love. Pentru că dragoste este doar when dragoste. When it is love to that person. Când înseamnă dragoste și pentru cealaltă persoană. My wife and I have a good relationship. Eu și soția mea avem o relație bună. But if my wife says to me, dar dacă soția mea îmi spune, don't touch me. Nu mă atinge. What is the most loving thing I can do? Care este cel mai iubitor lucru care aș putea să-l fac? Tell me. Spuneți-mi. Talk to me. Do not touch her. Don't be afraid. Nu vă fie frică. If my wife says, dacă soția mea spune, don't touch me. Nu mă atinge. What's the most loving thing I can do? Care este cel mai iubitor lucru pe care pot să-l fac? Să nu ating. Do you know how hard that is for a man? Știți ce greu este asta pentru un bărbat? You know what the men think? Știți ce gândesc bărbații? I will touch you and you will like it. Te ating și dacă nu-ți place. But it's not true. Dar nu e adevărat. Because love is only love if it's love to the other person. Pentru că dragostea este dragoste doar dacă și cealaltă persoană spune că este dragoste. Sometimes my wife wants to talk. Uneori soția mea vrea să vorbească. And she says, I know you are a preacher. Și ea spune, știu că ești predicator. I know you've been giving people lots of wisdom and answers. Știu că mergi și dai răspunsuri și multă înțelepciune la alți oameni. And I know you have solutions to all the problems. Știu că ai soluții la toate problemele. So don't answer me. Așa că nu-mi răspunde. And don't give me any solutions. Și nu-mi da soluții. I just want you to listen to me. Vreau să mă asculți. Because you've been gone. Pentru că ai fost plecat. And I want to tell you all these things. Și vreau să-ți spun toate lucrurile. And I don't want you to tell me where I'm wrong or what's the solution. Și nu vreau să-mi spui unde am greșit sau care e soluția. Just hear me. Ascultă doar. That's very hard for preachers. E foarte greu pentru predicatori. I have an answer before you ask the question. Am răspunsuri înainte să-mi pui întrebarea. So she's talking. Și ea vorbește. And I'm thinking in my mind. Și în mintea mea gândesc. I'm figuring out what I'm going to tell her. Deja mă gândesc ce o să-i spun. But she won't let me talk. Dar ea nu-mi dă voie să vorbesc. Oh, you agreed not to talk. Ai spus că nu o să vorbesc. So she talks on hour, two hours. Continuă, oră, două ore. And then she's finished. Și după ce a terminat. And I got all of my answers. Și am toate răspunsurile. And she says, okay, spune, okay, I'm going to sleep now. Acum mă duc la culcare. Oh, so difficult, man. E așa dificil. But that is love. Dar asta înseamnă dragoste. Because that is love to the other person. Pentru că asta înseamnă dragoste pentru cealaltă persoană. You go on a mission trip. Mergi într-o călătorie misionară. And you go to the other culture. Și mergi în alte culturi. And they say, we don't want you to sit this way. Și ei spun, nu vrem să te așezi așa. We don't want you to dress that way. Nu vrem să te îmbraci așa. We don't want you to touch the opposite sex. Nu vrem să te atingi de sexul opus. We don't want you to talk loud. Nu vrem să vorbești tare. We don't want you to sit on the bus with the opposite sex. Nu vrem să te așezi în autobuz să te uiți la sexul opus. And you say, I don't see anything wrong with it. Și tu spui, dar nu văd nimic greșit în asta. Problem. Dar eu n-am o problemă. My conscience is clear. Conștiința mea e curată. I can dress any way I want to. Pot să mă îmbrac cum vreau. And I can sit any way I want și to. Și pot să stau cum vreau, să mă așez cum vreau. I can do what I want to because I'm free. Pot să fac ce vreau, pentru că eu sunt liber. I'm free in Christ. Sunt liber în Hristos, sunt liber. But you're not loving them. Dar nu iubești. Because you're only loving them if you do what they think is love. Pentru că tu îi iubești doar dacă faci ceea ce ei cred că este dragoste. In the church at Rome. În biserica din Roma. They had a fight. Au avut o ceartă. Some of the people in the Roman church thought. Unii din oamenii din biserica din Roma s-au gândit. You could go to the market.
Au spus, poți să mergi la piață. And you could buy the meat that had been offered to idols at the temple. Și poți să cumperi carnea care a fost dusă la idoli în templu. But other people in the church, dar alți oameni din biserică, they didn't agree. Nu au fost de acord. They said, oh no, you must not buy that meat. Nu, nu poți să cumperi carnea jertfită idolilor. Because that meat was offered to demons at the temple. Pentru că acea carne a fost adusă, a fost jertfită demonilor în templu. So if you eat that meat, you will get demons. Și dacă tu mănânci carnea aceea, intră demoni în tine. And then they're going to use your money to buy more meat to offer to the idols. Și folosi banii tăi să mai cumpere carne și să mai vândă. So you're supporting idol worship by buying that meat. Și dacă tu cumperi carnea aceea, tu susții lucrarea de închinată idolilor. So the apostle Paul heard about the fight. Pavel a auzit despre această ceartă. And he wrote them a letter. Și le-a scris o scrisoare. And in Romans chapter 14 in your Bible. În Roman 14 în Biblia voastră. He answers this problem. El adresează această problemă și dă un răspuns. They wanted to know. Ei au vrut să știe. What is right? Ce este corect? And what is wrong? Și ce este incorrect? What is the Christian position on eating meat offered to idols? Care este poziția creștină să mănânci sau nu mănânci? What is the biblical position? Care este poziția biblică? But you read in the Bible. Dar dacă citești în Biblie. And there is no Christian position. Nu este o poziție creștină. Paul didn't say it's right. Pavel n-a spus că este corect. Paul didn't say it's wrong. Pavel n-a spus că este greșit. He said love your neighbor. El a spus iubește-ți aproapele. You see New Testament Christianity? Creștinism nou testamental. It is not legalistic. Nu este legalist. New Testament Christianity is the law of love. Creștinismul nou testamental este legea dragostei. Choosing what's highest and best. Să alegi ce este cel mai înalt și cel mai bun. Paul says? Știi ce a spus Pavel? If you're with people who don't mind you eating that meat. Dacă sunteți împreună cu oameni la care nu le pasă că mâncați acea carne. Eat the meat. Mâncați carne. If you're with people who don't want you to eat the meat. Dacă sunteți cu oameni care nu vor ca voi să mâncați acea carne. Don't eat the meat. Nu mâncați. He didn't say it was wrong. N-a spus că este corect. He didn't say it was right. N-a spus că este greșit. He said love. El a spus iubiți. Love people. Iubiți oamenii. Choose the best. Alegeți ce este cel mai bine. For the people you are around. Pentru oamenii cu care sunteți. Isn't the Bible great? Nu este Biblia minunată? It's not legalistic. Nu este legalistă. It's the law of love. Este legea dragostei. Care for the people. Să vă pasă de oameni. So if I'm around people who don't mind? Și dacă eu sunt împreună cu oameni care nu vor un anumit lucru, okay. E okay. If I'm around people who say, "Oh, I don't like that." Dacă sunt împreună cu oameni care spun, "Nu-mi place asta." I don't do it. Atunci nici eu. That's Bible. Asta înseamnă Biblia. That's Christianity. Asta înseamnă creștinism. That is the message of love. Acesta este mesajul dragostei. Choosing what is love to the other people. Să alegi ce este dragoste pentru cealaltă persoană. The third thing I want to say about this definition. Al treilea lucru care vreau să-l spun despre această definiție. Is choosing what's highest and best. Este să alegi ce este cel mai înalt și cel mai bun. Is choosing what is appropriate for the occasion. Este să alegi ce este potrivit pentru timpul potrivit. Choosing what is highest and best means choosing what is the appropriate thing in the occasion. Să alegi ce este cel mai bun și cel mai înalt este să alegi ce este potrivit pentru timpul potrivit sau pentru timpul în care ești. Let me give you some pictures. Să vă dau o imagine. After this meeting today, după această întâlnire astăzi, you may see me hugging men or women in this room. În camera asta o să mă vedeți că poate îmbrățișez un bărbat sau o femeie. If I were to hug men, dacă îmbrățișez un bărbat or women sau o femeie in this room, în această cameră, none of you will turn your head and say, "What is he doing?" Niciunul din voi nu v-ați întoarce capul să spuneți ce face. Because in this occasion, pentru că în situația noastră acum, we understand hugging. Voi înțelegeți îmbrățișarea. Right? E adevărat? Okay? Mhm. Nobody wants to say yes because you don't nimeni want me to hug you. Spune. I saw you hugging this morning. V-am văzut că v-ați îmbrățișat și voi azi dimineață. Okay? Da? You okay? I'm all right? Am dreptate? Right. Bine. But tonight. Dar în seara asta. You cannot sleep.
Nu puteți să dormiți. So you take a walk through the city. Mergeți la plimbare prin oraș. And you come around the side of a building. Și înconjurați un bloc. It's 3 o'clock in the morning. Este ora 3 dimineața. And you come down the alley. Și mergi pe trotuar. And you see Dean Sherman there. Și îl vezi pe Dean Sherman acolo. And I'm hugging that same man. Și eu continui să-l îmbrățișez pe omul care l-am îmbrățișat mai devreme. Și o îmbrățișez pe aceeași femeie care am îmbrățișat-o mai devreme. And you would likely be distressed. Și dintr-o dată ai fi foarte mirat. I think that's our speaker. Și te-ai gândit, cred că asta e vorbitorul nostru. He's down there in the alley hugging a man. E acolo pe trotuar și îmbrățișează un bărbat. He's hugging a girl down there. Îmbrățișează o femeie acolo. So what's the problem? Deci care e problema? Is hugging wrong? E o problemă cu îmbrățișarea? Or is hugging right? Sau nu este o problemă? What do you believe about hugging? Ce credeți voi despre îmbrățișare? What is your doctrine on hugging? Care e doctrina voastră despre îmbrățișare? So you can't say it's wrong. Nu puteți să spuneți că e greșită. You can't say it's right. Nu puteți să spuneți că e corectă. You gotta say, is it loving? Trebuie să întrebați, este iubitor? Is it appropriate to do it here? Este potrivită pentru locul nostru acum? Is it appropriate to do it this way? Este potrivit în felul în care o fac? So love your neighbor. Iubește-ți aproapele. Do what is wise and appropriate. Și fă ceea ce este înțelept și potrivit. Amen. Amen. I used to live in Hawaii. Am locuit în Hawaii. The state of Hawaii in America is very tropical. Statul Hawaii în America este foarte tropical. So it's hot all the time. Este cald tot timpul. And Hawaii is islands. Și în Hawaii sunt insule. So Hawaii este insulă. The most common thing to do there is to go to the beach. Și lucrul cel mai obișnuit este să mergi pe plajă. And when I lived there, my children were small, so every weekend I was home, we went to the beach. Și când am locuit acolo, copiii mei erau mici și în fiecare weekend mergeam la plajă. When I went to the beach, I used to wear certain clothing. Când mergeam la plajă, purtam un anumit set de haine. I'm not wearing that clothing today to speak to you. Dar nu port aceleași haine astăzi să vă vorbesc vouă. Why am I not wearing my swimming costume here to teach you? Port costumul meu de baie astăzi aici în timp ce vă vorbesc. Not because it is sin. Nu pentru că este păcat. Even though if some of you saw it, you would think it was sin. Deși dacă unii din voi l-ați vedea, ați gândi că este păcat. But why am I not teaching you today in my speedos? Dar de ce nu predau astăzi în slip de baie? Now you're getting the picture. Ați primit imaginea. Not because it's wrong. Nu pentru că este greșit. But because it's not loving. Dar pentru că nu este iubitor. That's not the most loving thing for nu me to wear. Nu este cel mai iubitor lucru. That's what determines what we wear. Asta, acest lucru determină how do you decide what to wear? How do you decide what's appropriate clothing to wear? Cum decizi ce este, care este îmbrăcămintea adecvată? You either have legalism, fie ești în legalism, or you have love. Sau în dragoste. So choose what is appropriate for the occasion. Așa că alege ce este potrivit pentru timpul potrivit. Do you see that? Înțelegeți? Someone says, cineva spune, I believe in correcting your children. Eu cred în a-ți pedepsi copiii sau a-ți corecta copiii. If you do not correct your children, they grow up to be rebellious and brats. Dacă nu îți pedepsești copiii, cresc și sunt răzvrătiți și sunt răi. So I always correct my children. Așa că eu întotdeauna îi pedepsesc pe copiii mei. And I always do it immediately. Și întotdeauna o fac imediat. That's my principle. Asta e principiul meu. That's the thing I live by. Așa trăiesc eu. Do you hear that? Înțelegeți asta? That's o să auziți asta în jur? Another foundation. I'm sorry? Another foundation. Este o altă bază. Other than love. Diferită decât dragoste. Remember. Amintiți-vă. The Bible says. Biblia spune. This is the message. Acesta este mesajul. This is the foundation of everything. Aceasta este baza la toate lucrurile. But I listen to Christians all of the time. Dar tot timpul aud creștini. I believe in confrontation. Eu cred în confruntare. I always tell you what I think. Întotdeauna îți voi spune ce cred. I'm at least I'm honest. Cel puțin sunt sincer. Do you know what they're doing? Știți ce fac? They're substituting another foundational principle. Ei pun un alt principiu de bază. So here is my principle. Deci iată principiul meu. I believe in correcting my children. Eu cred în a-ți pedepsi copiii. And I do it corecta, immediately. Și o fac imediat. So your child comes. Așa că vine copilul la tine. Into the shops. În magazin. With their school friends. Cu prietenii lui de școală. And you correct them. Și tu îi disciplinezi. In the public place. În public.
in front of their school friends. În fața prietenilor. And shame them and embarrass them. Și îi faci de rușine. And you go away and say, at least I did the right thing. Și spui, cel puțin am făcut ce-o trebuit. Yes, you did the right thing. Da, ai făcut ce-o trebuit. But you did not love your child. Dar nu l-ai iubit pe copilul tău. Because you did not choose the highest and best place. Pentru că nu ai ales ce este cel mai înalt și cel mai bine pentru copilul tău. This will work. Aceasta va merge, va funcționa. Always choose the appropriate place. Să alegi întotdeauna locul potrivit. Is this the highest and best time to say this? Este cel mai potrivit timp să zic cu tare lucru? Is this the highest and best way to say this? Este cel mai bine și cel mai potrivit să spun așa? Is this the best thing for me to wear? Este cel mai potrivit lucru să mă fel în care să mă îmbrac astăzi? Is this the best way for me to act? Este cel mai potrivit fel în care să mă port? Love is a choice. Dragostea este o alegere. To do what is best and highest. Să faci ce este cel mai bine și cel mai înalt. What is appropriate. Ce este potrivit. Okay.